se aude? De regulă sunt oameni care fac probă de microfon pe slăvi să fie Domnul. Asta nu a fost probă de microfon, ci chiar spun din toată inima mea, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Mă bucur că Dumnezeu a deschis o atmosferă frumoasă în locul acesta și am putut să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Revin cu bucurie aici în biserica aceasta. Când am mai aflat dumneavoastră, v-am împărtășit faptul că pe vremea studenției mele la Institutul Teologic Pentecostal din București, era una dintre bisericile în care veneam cel mai des. Eram fascinat de cântarea de aici, eram fascinat de, mi-aduc aminte, de puterea aceea în predicare explozivă a fratelui Cornel Stan. Dar mă bucur că în seara aceasta pot să revin să fiu în mijlocul dumneavoastră și ne putem închina împreună înaintea lui Dumnezeu. Vreau să citesc câteva pasaje, câteva versete din Sfânta Scriptură care se găsesc scrise în Epistola către Evrei, capitolul 13, începând de la versetul 12 și o să citesc până la versetul 16. Pagina Sfintele Scripturii, 1186. Epistola către Evrei, capitolul 13, începând cu versetul 12, cuvântul Domnului spune așa: De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Dragii mei, vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, de ani de zile de când am harul și onoarea și privilegiul să slujesc pe Dumnezeu, m-am lovit de diferite situații și contexte care m-au pus, credeți-mă, de foarte multe ori pe gânduri. Și știți de ce? Pentru că am întâlnit oameni care sunt pe o cale greșită, dar care sunt ferm convinși că ei sunt pe o cale bună. Și cred că nu e nimic mai amăgitor, nu e nimic mai, dacă vreți, mai dramatic pentru cineva decât să creadă că este bine, să fie 100% convins că e bine și de fapt să fie pe o cale greșită. Există un verset, dragii mei, care ne vizează pe toți. Pentru că vreau să vă spun gândul ăsta nu numai pentru alții. Gândul acesta, dacă vreți, este un avertisment pentru fiecare dintre noi, începând cu mine. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 50:21. Și acolo o afirmație care vreau să vă spun de fiecare dată când o citesc îmi dă fiori. Dumnezeu vorbește unei categorii de oameni, de regulă noi când auzim de Psalmul 50, ne referim de foarte multe ori la versetul 15, că e 5015, așa am fost în copilărie, nu? Numărul de telefon al lui Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Dar, dragii mei, imediat după aceea, începând cu versetul 16, Dumnezeu zice așa, zice Dumnezeu însă, zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele în gura ta și ai toată ziua în gura ta legământul meu, când spune acolo Domnul, tu urăști mustrările mele, când tot ce spun tu faci invers. Și printre altele, auziți ce spune versetul 21, iată ce ai făcut, spune Dumnezeu, eu ce spune Domnul, am tăcut și aici este mare înșelăciune, ți-ai închipuit ce? Vă rog să sesizați expresia aceasta. Zice, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Ți-ai închipuit că eu, zice Dumnezeu, sunt ca tine. Adică, dragii mei, există oameni care cred că Dumnezeu e exact cum cred ei. Și zice Dumnezeu, nimic mai fals. Și, dragii mei, avertismentul acesta este dublat, dacă vreți, de Isaia, capitolul 55, cu versetul 8, când Dumnezeu zice așa, căci gândurile mele nu sunt și gândurile voastre, și căile voastre nu sunt și căile mele. Auziți, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre.
Știți ce e șocant aici? Știți ce, dacă veți, ar trebui să ne punem pe gânduri? Este faptul că de foarte multe ori noi am putea face anumite lucruri să credem că Domnul ne-a pus să le facem. Și numai Dumnezeu nu ne-a pus. Sau să spunem de foarte multe ori, Domnul mi-a pus pe inimă să mă duc să fac nu știu ce și poate Dumnezeu nici vorbă de așa ceva. Și zice Dumnezeu, ascultă aici, tu ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Dragii mei, avertizmentul acesta cred că ar trebui să fie mai pregnant ca oricând în generația de astăzi, în care aproape orice om mai nou, dragii mei, dacă are și acces la o platformă de socializare, dintr-o dată aruncă cu părerile lui și spune, Domnul a făcut, Domnul a zis, Domnul a zis așa. Dragii mei, în seara asta ne-am adunat în casa lui Dumnezeu. În seara aceasta suntem în casa lui și nu în casele noastre. Și în seara aceasta dați-vă voi să vă spun că raportarea mea în primul rând și a noastră tuturor trebuie să fie față de El. Vedeți dumneavoastră, îi seară și de regulă de foarte multe ori folosim expresia aceasta care apare și aici, cuvântul de jertfă. Și spunem că venim la biserică să aducem o jertfă Domnului. Spunem că venim să facem o jertfă înaintea lui Dumnezeu. E foarte bine, dragii mei, sună bine. Dar știți ce vreau să vă spun? Există un pericol real, dragii mei, ca de foarte multe ori să aducem o jertfă despre care Biblia spune. Știți cum o descrie Biblia? O jertfă a nebunilor. Știți că există pericolul real, ascultați-mă, ca pocăiță, penticostalii, baptiști, oricine ar fi, să aducem lui Dumnezeu o jertfă a nebunilor? Ceea ce noi numim închinare, de fapt Dumnezeu spune, e profanare? Pentru că spune acolo în Eclesiastru, capitolul 5, cu versetul 1, zice, ce să faci când vii la biserică? Și ce să faci când vii la biserică? Zice Biblia, păzește-ți piciorul, ascultă, când intri unde? În casa lui Dumnezeu. Și ascultă ce spune Dumnezeu, ce-i prioritate? Dragii mei, noi de foarte multe ori prioritar e să spunem, să zicem, să facem. Dar și ce spune Dumnezeu? Mai prioritar înaintea lui Dumnezeu este și ce să faci. Zice, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Și în ce constă jertfa asta nebunilor? Zice Dumnezeu, zice, nu te grăbi ce să faci. Nu te grăbi să deschizi gura, să nu ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ. De aceea, să nu spui vorbe multe. Aici nu-i vorba, dragii mei, de a nu lăuda, de a nu ne ruga cu intensitate. Ba da, trebuie să o facem. Și Biblia ne îndeamnă în direcția asta. Dar atenție, să fii atent la ce spui. Să fii atent la ce rostești înaintea lui Dumnezeu. Să fii atent la angajamentele pe care ți le ai înaintea lui Dumnezeu. Să fii atent la făgăduințele pe care ți le asumi înaintea lui Dumnezeu, pentru că zice Biblia că dacă visele, versetul 3, se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Auziți aici ce spune Dumnezeu? Dacă ai făcut o juruință cui? Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui Dumnezeu nu-i plac cei fără de minte. Și spune aici, nu lăsa mai departe gura să te bage în păcat. Pentru că există oameni, dragii mei, care ascultați-mă pe fondul unei cercetări emoționale, Doamne, promit că mă duc săptămâna viitoare, o să mă duc la săraci, mă duc la spital să vizitez, fraților, o să fac o tare lucru, spunem lucruri frumoase, angajamente extraordinare, dar dacă nu le faci, știi ce spune Dumnezeu? E o jertfă nebunilor. Și Dumnezeu nu primește o astfel de jertfă. Mai mult de atât, dragii mei, există o altă jertfă pe care o găsesc în Biblie, pe care Dumnezeu nu o primește, care lui Dumnezeu nu-i place. Există o jertfă a nebunilor să spui și să nu faci. Există o altă jertfă, dragii mei, în Maleahii o găsim, este o jertfă absolut irresponsabilă sau compromisă, dacă vreți. Și spune Dumnezeu acolo, Maleahii, capitolul 1, cu versetul 6, în felul următor. Zice, un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său, adică între oameni, culme, există un anumit respect. Dar zice Dumnezeu, dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am socotit noi numele tău? Ca să făceau în vremea aceea oamenii aceștia. Zice, prin faptul, zice Dumnezeu, ce? Că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul, zice Dumnezeu, că a zis, masa Domnului este disprețuit. Când aduceți, fiți atenți. Ce făceau oamenii ăștia? Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia du-o dregătorului tău să vezi dacă o primește. Existau oameni, dragii mei, care veneau dintr-un spirit de competiție, bă, am adus și o jertfă, am făcut și eu ceva pentru Domnul.
dar aduceau lucruri de proastă calitate. Aduceau lucruri, dragii mei, care pe ei nu-i costa nimic. Și zice Dumnezeu, tu vrei să primești jertfa asta? Tu vrei să primești jertfa asta? Există, am văzut, o jertfă a nebunilor pe care Dumnezeu nu o primește. Există o jertfă compromisă pe care Dumnezeu nu o primește. Știți ce mai există? Uitați-vă în Scriptură. O jertfă incompletă. Apostolul Pavel mi-a dat mult de gândit lucrul acesta, dragii mei. Știți de ce? Pentru că Pavel spune un lucru paradoxal. Ascultați aici, zice Pavel. Pot la un moment dat, dacă ar fi cazul, să-mi dau, zice, averea săracilor. Și ce să fac? Până acolo spune Pavel în Corinteni 13, zice Pavel, până acolo să fiu în versetul 3, zice, și chiar dacă, auziți, mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă ce aș face, aș muri ca martir, mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea ce? Dragoste. Știți ce spune Pavel? Zero. Zero. Poate să fie o jertfă incompletă, că e fără de dragoste? Poate să fie o jertfă, spune Biblia, nebunilor, poate să fie o jertfă, uitați-vă, compromisă, dacă vreți. De aceea, pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit astfel și spune aici căci lui Dumnezeu, asta este expresia de care vreau să mă leg în seara aceasta, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Am văzut ce nu-i place lui Dumnezeu. Hai să vedem în seara asta, dragii mei, cum pot să aduc o jertfă care să-i placă lui Dumnezeu, nu oamenilor? Pentru că nu vreau să-mi arăt și tu neprihănirea înaintea oamenilor, ci vrem să ne urtăm înaintea lui Dumnezeu. Ai vrea ca Dumnezeu, vreau să te întreb în seara asta, vrei ca Dumnezeu să primească jertfa ta? Vrei ca Dumnezeu să asculte de ceea ce tu îi aduci și să primească? Haide să ne uităm, dragii mei, și să răspundem la întrebarea asta. Îi place lui Dumnezeu? Vreau să te gândești în seara asta. Ascultați-mă, eu predic. Poate o formă de jertfă. Mă dedic lui Dumnezeu, mă duc în stânga, în dreapta, e o formă de jertfă. Poate tu cânți, poate tu postești, poate tu dăruiești la săraci, poate tu te implici în cazuri sociale. Dar vreau să întreb un lucru. Vrei să le primească Dumnezeu? Vrem să le primească Dumnezeu? Pentru că, ascultați-mă, n-aș vrea să predic degeaba. N-aș vrea ca după 60 de ani, poate după 40, după 20 de ani, de sfârșit să spună Dumnezeu, nu te cunosc. N-aș vrea ca după ce te-ai implicat ani de zile, Dumnezeu să spună, poftim, tu cine ești, cum te cunosc. Eu vreau și îmi doresc ca noi toți care suntem aici, dacă vreți, e un test de verificare, dragii mei. Nu e o critică pentru nimeni, dimpotrivă, dragii mei. E ceva ce vreau să fie constructiv pentru noi toți, să ne conștientizăm, sunt niște filtre prin care vreau să trecem în seara asta subiectul ăsta. Îi place lui Dumnezeu jertfa ta? Pentru că, ascultă-mă bine, trebuie să fii atent la trei lucruri. Primul din ele, știi la ce se uite Dumnezeu? Când vine vorba de jertfă, vreau să spun ceva. Dumnezeu se uită, primul lucru, Dumnezeu se uită la condiția celui care aduce jertfa. Dumnezeu se uită la condiția celui care aduce jertfa, sau dacă vreți, la starea lui. Și dați-mi voie, dragii mei, să vă spun că și dumneavoastră știți versetul ăsta, că își zice Dumnezeu, fiți cum? Fiți sfinți, pentru că și eu cum sunt? Sfânt. Dumnezeu nu spune, dacă aveți chef, dacă vă gândiți cumva vreodată peste 20 de ani să vă sfințiți foarte bine, dar până atunci veniți așa cum sunteți. Nu. Dumnezeu spune, ascultă aici, fii sfânt pentru că și eu sunt sfânt. Și dragii mei, sfințenia înseamnă nu neapărat atât o calitate a mea intrinsec morală, ci înseamnă în primul rând că Dumnezeu m-a pus deoparte pentru El, dar eu trebuie să răspund punându-mă deoparte pentru Dumnezeu. Asta înseamnă sfințenie. Din perspectivă biblică, dragii mei, sfințirea înseamnă o dublă punere deoparte. Știu că s-ar putea să vă pierd pe unii, că poate un detaliu biblic, e o chestie, dar așa de important să înțelegem aspectul ăsta. Dă-mi, te rog, și vreau să afișăm 1 Corinteni, capitolul 1. Și să vedeți, dragii mei, pentru că aici Apostolul Pavel spune foarte clar ce înseamnă sfințenia din perspectiva lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 1. Fiți atenți ce spune Biblia aici. Pavel, chemat să fie ce? Să fie apostol al lui Dumnezeu și fratele Sosten. Și versetul 2. Fiți atenți aici. Către cine? Către biserica lui Dumnezeu care este unde? În Corint. Bun, până aici nu-i lucru greu. Și fiți atenți ce spune. Către cei ce au fost, cum? Sfințiți. Când? La timpul trecut. Acum, noi știm cât de sfinți erau ăștia în Corint, nu? Știți că erau patru partide acolo. Știți că unii numai probleme. Știm capitolul 1, capitolul 5 ce probleme sunt de imoralitate.
Și totuși Dumnezeu spune, fii atent, către cei, prin, eu cred că Pavel ar fi vrut să scrie altceva, dar Duhul Sfânt îi vorbea lui Pavel. Și zice, către cei ce au fost sfințiți în Hristos. Pentru că, dragii mei, prima dimensiune a sfințeniei nu înseamnă că eu sunt bun. Înseamnă că Dumnezeu știu ce-a făcut. M-a luat și m-a pus deoparte și m-a sfințit. Asta este prima etapă. Prin cine? În Hristos Iisus. Nu-i meritul meu. Ascultă-mă ce spun. Fără ca eu să merit lucrul acesta, Hristos, datorită bunătății Lui, jertfii Lui, Hristos m-a sfințit prin jertfa Lui. Dar îi și dimensiunea următoare. Chemați ăștia care au fost sfințiți. La ce sunt chemați? Chemați să fie sfinți. Și, dragii mei, gramatical vorbind, aici e un prezent continuu, adică în permanență. Adică eu sunt sfânt pentru că Dumnezeu m-a sfințit, dar în același timp zice Dumnezeu, fii atent, eu te-am pus deoparte pentru mine în Hristos, dar acum tu în fiecare zi, în permanență și zi și noapte, trebuie să te pui deoparte pentru mine, adică să fii sfânt. Doamne, ajută-ne! Pentru că, ascultă-mă, dacă vrei ca Dumnezeu să primească jertfa ta, dacă vrei ca Dumnezeu să primească rugăciunea ta, dacă vrei ca Dumnezeu să primească dărnicia ta, sacrificiile tale, slujirea ta, Dumnezeu spune, ascultă-mă, eu privesc la condiția celui care mi se închină. Eu la asta mă uit în primul rând. Dumnezeu se uită la cel ce jertfește. Ține minte lucrul ăsta, te rog. Dumnezeu se uită la cel ce jertfește mai mult decât ceea ce el jertfește. Și lucrul acesta îl sesizăm cel mai bine, știți unde? În Geneza, capitolul 4, cu versetul 2. Spune cuvântul Domnului așa. A mai născut, spune, și pe fratele său Abel, Abel era cioban, iar Cain era ce? Plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului ce? O jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din noile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Și fiți atenți detaliul și diferența. Domnul, zice aici, a privit cu plăcere spre ce? Vă rog să sesizați ordinea. Spre persoană, în primul rând, și mai apoi spre jertfă. Spre Abel și spre jertfa lui. Și uitați-vă ce spune versetul următor, versetul 5. Dar spre persoană, cine? Cain. Și spre ce? Spre jertfa lui. N-a privit cu plăcere. La ce se uită Dumnezeu în primul rând? Vă rog să sesizați ordinea, că nu e întâmplătoare precizată de Dumnezeu aici. Duhul lui Dumnezeu a pus asta clar în Scriptură, ca noi să vedem. Și la ce se uită Dumnezeu? Dumnezeu se uită la Dorel. După aia se uită la predica mea. Dumnezeu se uită la tine și mai apoi la cântarea ta. Dumnezeu se uită la tine și mai apoi la dărnicia ta. Dumnezeu se uită la tine ca persoană. Cum ești? Ești ok? Pentru că dacă eu vreau ca Dumnezeu să primească jertfa mea, eu înțeleg că Dumnezeu se uită la mine și mai apoi se uită la ceea ce fac pentru El. Asta e ordinea pe care Dumnezeu a trasat-o. De aceea, dragul meu, Dumnezeu știe ce vrea? Care e ordinea lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să te jertfești pe tine însuți și mai apoi să aduci jertfe. Și ce spune Dumnezeu? Eu vreau să te jertfești tu în primul rând pe tine și după aceea să aduci jertfe. Și o să ne găsim cel mai bine asta, Roman 12 cu 1. Oameni buni, Scriptura este temelia unei vieți care ne garantează împărăția lui Dumnezeu. Și spune Pavel, și vreau să sesizați că Pavel nu zice, fraților din Roma, dacă vă aveți chef. Nu, nu, nu. Și ce spune Pavel? Vă îndemn. Vă îndemn, dar frați din Dămăroaia. Vă îndemn, dar frați din Oradea. Vă îndemn, dar frați din Roma. Și ce vă îndemn? Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Ce să faceți? Aduceți trupurile voastre ca ce? Ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Înainte de a proroci, înainte de a face darurile, de a duce, când în capitolul 14 avem despre daruri și despre slujire. Ascultați-mă, zice Pavel, înainte de a face orice, știi ce să faci? Prima jertfă pe care îți o cer Dumnezeu, jertfește-te pe tine, adu-te pe tine! Adu-te pe tine înainte lui Dumnezeu, aduceți dar trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și zice, aceasta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească.
Dumnezeu zice, eu mă uit în primul rând, eu nu mă uit la ce aduce omul, eu mă uit în primul rând la om, cum e omul? Îi pocăit sau nu? Îi sfânt sau nu? Ține cuvântul meu sau nu ține cuvântul meu? Noi de foarte multe ori și la ce ne uităm? La ce dă? Nu la cum îi. Ne cântărim oamenii după cât o dat, după când n-o dat, după ce are, după ce nu are. Dumnezeu se uită la cine îi omul. La cum îi înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vedeți asta și în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 5. Pavel le vorbește celor din Corint. Știți ce cu Corintul? Corintul era cea mai bogată biserică, probabil, din toate în care Pavel le-a plantat. Un oraș prosper, Corintul. Un oraș foarte prosper. Și Pavel, știți ce le spune? Fiți atenți voi corintenilor, dacă citiți cu atenție 2 Corinteni, cei din Corint s-au angajat că o să sprijinească lucrarea de misiune a lui Pavel. Și ăștia au uitat, după câteva luni de zile au uitat, au promis, dar nu au făcut nimic. Și zice Pavel, știți ceva, vreau să vă spun ceva. Există niște oameni la nord de voi, tot în Grecia, în Macedonia, sunt cei mai săraci, sărăcie luce. Dar știți ce au făcut ăștia? Fiți atenți ce spune Pavel despre ei. Auziți? Și-au făcut asta, nu numai cum nădăjduisem, dar știți ce au făcut, zice Pavel, în primul rând. Și știți cât de pocăiți erau ăștia? Ce au făcut? S-au dat pe cine? Zice Pavel, să vezi câți bani au dat, 8.000 de euro, 10.000, nu, ce spune Pavel? S-au dat mai întâi pe cine? Pe ei înșiși Domnului și apoi nouă. Dumnezeu se uită la om și mai apoi la jertfa lui. Dumnezeu se uită la cel ce jertfește și mai apoi la ceea ce jertfește. Am un prieten păstor, am spus-o și în alte contexte, pentru că m-a marcat puternic. Am un prieten păstor cu câțiva ani de zile în urmă renova biserica. Și la un moment dat s-a terminat bugetul pentru renovări. Tot timpul ai proiecte mari, dar străbă și fonduri. S-au terminat banii și zice, am făcut ședință de comitet. Pentru că un patron din oraș care nu era pocăit, mi-a dat materiale, au zis, domnul pastor, zice, luați cu încredere, că zice, banii mi-i dați când puteți, că eu nu am probleme, mă descurc bine, luați toate materialele care le vă trebuie la renovare la biserică și îmi dați banii pe cum puteți. Numai că l-o suna pe prietenul ăsta meu, pastor, l-o suna patronul, domnul pastor, mi-e și rușine să vă spun. Spuneți, zice, mi-e greu să zic, zice, dar am nevoie de banii în 2 săptămâni maxim. Faulio! Zice, îmi pare rău, dar am intrat într-o problemă financiară, ANAF-ul, toate spun mine, zice, întrebă banii în 2 săptămâni, faceți ce știți și dați-mi banii. M-am dus la comitet, am convocat ședința de comitet. Și am întrebat pe casier câți bani mai avem. O zice 200 de lei. Noi ne trebuia cam vreo 10.000 de euro erau pe acolo undeva. Aoleu, cât? 200 de lei. Și acum pastorul a întrebat la comitet, fraților, ce facem? Dintr-o dată, zice, toți m-au binecuvântat. Frate, zice, Domnul să-ți dea înțelepciune. Domnul, ne rugăm pentru tine. Bă, dar noi eram toți, frate, Domnul să fie cu tine. Dintr-o dată toți m-au credințat în mâna Domnului. No, ce fac? Că eu am vorbit cu patronul, nu voi. Deci m-am dus acasă, când m-am dus acasă, m-a văzut nevastă că eram foarte supărat. Ce-i cu tine? Păi uite ce am pățit. Așa ți-a trebuit. Cine te-a pus pe tine să te angajezi tu? Dar ce? Vezi, nu, acum toți te-au binecuvântat și acum tu... Nu, de unde? Nu, acum dă-i bani. Mă, zice, n-am mai putut. Doamne, ce eram stresat. Și m-am dus noaptea, zice, în cameră, de pe la vreo 11:30 încolo, m-am pus, mă rog, Doamne, ce faci cu mine? Doamne, eu pastor, trebuie să fiu om de cuvânt, ăsta e nepocăit, patronul nostru, eu trebuie să fac rost de bani în 2 săptămâni, n-am bani ăștia, Doamne, fă ceva, Doamne, te rog, scoate-mă, fă ceva. Și a zis, în timp ce mă rugam și strigam și plângeam înainte lui Dumnezeu, sună telefonul, la 1 noapte aproape. Băi, zice, când a sunat telefonul, m-am speriat, doar eram pe genunchi, așa am tresărit și când mă uit la telefon, văd număr de America, uai. Acum vreau să spun că dacă e un număr de Ucraina, nu prea ești bucuros să răspunzi. Dar dacă vezi un număr de America, parcă numai ceva bun poate să fie, nu-i așa? Mai ales păstor, a zis, am văzut un număr de America, m-am frecat loc, zice, mă, chiar, Doamne, zice, m-am, alo? Pacea Domnului, pace, sunteți pastorul cu tare? Da, eu sunt, nu-i greșeală, nu, nu-i greșeală, eu sunt. Domnul să vă binecuvânteze, frate, zice, uite care-i treaba. Am înțeles, zice, de la un frate care a trecut, e de la dumneavoastră din zona de pe acolo, zice, care a venit la noi în America, în zona asta, în Chicago, pe acolo, zice, am înțeles că construiți sau aveți nevoie de bani la biserică, zice, e adevărat, mai aveți nevoie? Da, frate, da, ai auzit bine, tot... O zis omul ăsta de afaceri, zice, ascultă-mă, eu sunt un om binecuvântat, Domnul mi-o da, merg afacerile bine. Frate păstor, zi-mi de ce câți bani ai nevoie.
Păi, frate, nu, cât îți spune Domnul pe inimă, nici orice sumă e bine venită. Bă, frate, zice, lasă asta, eu sunt om de afaceri, zic cât trebuie. Bă, zice, am început să fac calcule, cât o fi, cu inflația la zi, cu toate, să fac. Frate, zice, no, dacă, bă, tu zi-mi suma. Zice, frate, 10.000 de dolari. La o râs la telefon, ce să o ia, mă, zice. Pe frate, la noi îs. La mine nu-i nimic ăștia. Ce să ăștia? 10.000, nu mai mult. Bă, după aia mi-a părut că n-am cerut mai mult, zice. Și o zice, 10.000. Zice, ascultă aici, frate pastor, fii pe pace, Domnul ți-a ascultat rugăciunile, zice, dăm numărul de cont al bisericii, trimite-mi-l pe WhatsApp, după ce încheiem, trimite-mi-l pe WhatsApp, zice, că eu mâine-s la firmă și îți bag banii. În două zile ai banii. Am început, Domnul să te binecuvânteze. Lasă, frate, zice, ok, bun, m-a binecuvântat. Și-a închis telefonul. Mă, zice, eu bucuros. Am început să mulțumesc, m-am dus la nevastă mea. Mă, să nu te mai aud în viața ta, uite ce, gata, zice, mă pocăiesc, o zis. Și zice, bucuros, după ce m-am mulțumit Domnului, vă jumate de ori, era noaptea, bucuros, liniștit, mă pun mâna pe telefon, zice, și vreau să trimit de pe contul bisericii, să-l trimit lui pe numărul de WhatsApp. Și nu mă pun mâna pe telefon și să fac operațiunea. Două mișcări de deget. Efectiv, mi-a zis Dorel, mi s-a blocat mâna. Bă, n-am mai putut să mă mișc, să mișc degetele. Zice, m-am speriat prima dată, împotrivire ceva. Doamne, ai, dezleagă mâna mea, Doamne. Bă, ce, zice, mi se îngreunea mâna. Am pus a doua oră mâna pe telefon. Să fac din nou, nu m-a trebuit să-i trimit la fratele numărul de cont al bisericii. Nici nu puteam să mișc mâna. Efectiv, parcă eram paralizat de mâna dreaptă. Și zice, în momentul ăla am înțeles că ceva nu e ok. M-am pus pe genunchi și am zis, zice, ca un copil Dorel, eu nu-s proroc, n-am avut, dar am zis, Doamne, eu nu înțeleg nimic. Doamne, ce vrei să-mi spui? Și a zis, Dorel, pentru a doua oră în viața mea am auzit vocea lui Dumnezeu, efectiv. Prima dată când m-am întors la el și a doua oră acum, mi-a zis așa Dumnezeu, ascultă aici. Spune-i acestui om că eu, Dumnezeu, n-am nevoie de banii lui, eu, Dumnezeu, am nevoie de inima lui. Atât să-i spui. S-a speriat. Am vrut să-l sun, dar n-am avut putere. Mi-era rușine. A doua zi, zice, am crezut că poate uitar și mai bine așa. Mă sună pe la miază. Frate păstor, păi trimite-mi banii la firmă. Ce face? Păi hai, mă, n-ai nevoie de bani. Ba da. Păi trimite contul, frate, nu-ți mai trimit niciun cont. Păi cum nu? Frate, zice, ascultă aici, vreau să spun ceva, nu știu cu ce te ocup, habar n-am, nu știu viața ta, dar ascultă-mă ce mi-a spus Dumnezeu azi noapte. Dumnezeu mi-a spus așa, că n-are nevoie de banii tăi, Dumnezeu are nevoie de inima ta. S-o enervat, zice, ce m-a auzit? Da? N-are nevoie de bani? Nu, lasă, zice, că dau la alții, nicio problemă, și-a închis telefonul. O zis, Doamne, nu te mai înțeleg. În două săptămâni Dumnezeu i-a purtat de grijă toți banii care au avut nevoie, prietenul ăsta meu, Dumnezeu i-a dat din alte părți, din mai multe locuri. Dar, atenție, trec două, trei săptămâni, zice, și văd că sună înapoi numărul de telefon. Fratele din America, businessmanul. Frate păstor, cu altă voce, frate păstor, nu închide cum am închis eu data trecută, zice. Frate păstor, ascultă-mă, zice, vreau să spun ce tu nu știi. În urmă cu vreo 10 ani, când 10-12 ani, când am ajuns în America, m-am tot rugat Domnului să ajung în America. Eram sărac lipit pământului. Vreo 3 ani am lucrat, parcă, zice, numai de pe zi pe alta am trăit în America. Greu mi-a fost. Dar, zice, în urmă cu ceva ani de zile am făcut o investiție și mi-a explodat afacerea. Am ajuns, spune, ascultă aici, zice, am ajuns să câștig 10.000 de dolari pe lună profit să fac. 10.000 de dolari. Dar pe măsură povestea, zice, ce mi-au crescut banii. Am răit-o cu prezența la biserică. Nu mai mergeam la marța la rugăciune, nu mai duceam joia, duminica, la câte un program. Am ajuns până acolo, zice, cât în ultimele luni de zile mă duc o dată pe lună la biserică când e cina. Sau dacă mi-e vine câte un evanghelist, proroc de pe România, mă mai duc, în rest nimic. Și o să ascult aici. Dar în tot timpul ăsta, în nebunia minții mele, am făcut asta. Am dat bani, zice, în fiecare lună, câte 10-15.000 de dolari, am trimis în România, la orfan, la nu știu cine, crezând, auzi ce-o zis, crezând că Dumnezeu mă scuze că nu mă duc la biserică dacă dau bani în România pentru săraci. Și-o zis, frate păstor, am lucrat ca un nebun. Am crezut că îl cumpăr pe Dumnezeu. Am lucrat ca un nebun. Și-o zis, Dumnezeu mi-a vorbit prin tine.
Pentru că, ascultați-mă, Dumnezeu știți la ce se uită? Dumnezeu nu se uită la cât sunt de orator în predică. Dumnezeu nu se uită la artificiile mele. Dumnezeu nu se uită la gesturile mele, în primul rând. Dumnezeu se uită la mine. Hei, cum ești tu? Ești sfânt? Își trăiești pocăința sau nu? Dacă vrei ca Dumnezeu să primească jertfa ta, nu uita, Dumnezeu se uită la condiția ta. Al doilea lucru la care se uită Dumnezeu. Și tot ce se uită Dumnezeu? Dumnezeu se uită, am spus, la condiția ta. Doi, Dumnezeu se uită la consecvența ta. Dumnezeu se uită la consecvența cu care aduci o jertfă. La cât de consecvent ești în aduce jertfa lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în felul următor, în textul pe care l-am citit. Și vă rog să sesizați acest cuvânt, pentru că, dragii mei, e extraordinar de important. Spune aici, versetul 15, Evrei capitolul 13 cu versetul 15. Prin el să aducem când? Când? Totdeauna! În fiecare zi și în fiecare noapte. Și când e ok și când nu e ok, și când te simți bine și când nu te simți bine, în permanență, zice Dumnezeu, noi trebuie să aducem totdeauna o jertfă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită la condiția celui care jertfește. Al doilea lucru care se uită Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să primească jertfa mea și jertfa ta, Dumnezeu se uită la consecvență. Cât ești de consecvent? Pentru că unii, dragii mei, se implică, știți când? Când e ok. Nu se mai implică când nu se mai simt bine, când Dumnezeu nu răspunde la orice rugăciune. Gata, eu nu mai fac, să mai fac alții. Dumnezeu se uită la consecvența jertfei tale și spune Dumnezeu aici, e foarte important să înțelegi aspectul ăsta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, spune David la un moment dat, zice, voi lăuda pe Domnul când? Voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi când și când? Nu, ci va fi totdeauna în gura mea. Și când îl înțeleg pe Dumnezeu și când nu îl înțeleg pe Dumnezeu. Și când sunt în faliment și când sunt în belșug, îl voi sluji pe Dumnezeu. Lauda mea va fi pentru împăratul, va fi întotdeauna, pentru că Dumnezeu, ascultați-mă, știți pe cine primește? Dumnezeu primește jertfa ăluia care e consecvent. Că toți suntem pocăiți de vremuri bune. Dumnezeu spune, vreau să fii consecvent. Indiferent de circumstanțele în care te afli. În biserica în care eu am crescut, am avut un frate păstor, simplu, fără carte. Un om care era muncitor într-o fabrică, la Ștei. Tata, 10 copii. Unul dintre ei este cumnatul meu și de asta știu ce vă spun acum. Fratele Guste, așa îl chema. Un om simplu, un om sărac, 10 copii. Era considerat printre cei mai săraci oameni dintr-o satul. Avea o casă mică, 10 copii. Și povestește cumnatul meu, zice, Dore, de toată biserica, culmea, că știam asta. Noi știam că fratele Gusti, știu ce era, era cel mai primitor oameni de oaspeți din tot satul ăla, din toată biserica. Erau vreo 80-100 de oameni în biserică, dar fratele Gusti, toți oameni că ne-ai ducea la casă. Și avea 10 copii și cea mai mică casă, probabil, din toți frații din biserică. Dar la el acasă ducea pe toată lumea. Și povestește cumnatul meu, zice, Dorel, eram în apropierea Paștilor, eram 10 copii. Și cu chiu cu vai, tati, au reușit să cumpere un miel. Și ne-au zis, bă copii, de Paște să mâncați miel. Ne uitam, zice, toți 10 copii, zice, rupeam pe iarbă, duceam cu saci iarbă să hrănim mielul ăla și ne bucuram că în sfârșit, zice, o să mâncăm și noi carne, o să mâncăm miel. Cu o săptămână înainte de Paște. Ne trezim, povestea cumnatul meu, în vinerea aceea, dinainte de Vinerea Mare. Ne trezim la noi acasă cu două mașini de Timișoara, pline, 10 oameni. Zice, am înțeles că aici, zice, e un pocăit. Căutau un pocăit și totul spune, da, zice, duceți acolo, la casa cu tare, zice, pastor, e pocăitul. Și au venit ăia, ascultați, din Timișoara, două mașini pline. O zis, pacea Domnului, pacea Domnului. Și zis, frate păstor, zice, pare rău, zice, dar poate te deranjăm. Nu-i niciun deranj, fratele Gusti. Bine ați venit, haideți la mine acasă. Frate, zice, noi, zice, nu avem o problemă. Am venit la peștera urșilor, dar o mașină, zice, ne sucam stricat și trebuie să stăm să o mai reparăm și nu prea avem unde să dormim. O zice, frate, zice, nu știu un loc unde am putea să dormim. Cum adică, zice, la mine acasă, veniți. Zice, noi știam deja codul. Când tata zicea, pruncii mei, faceți curat. Însemna că trebuiau să elibereze două camere aveau și o bucătărie.
Ne-am luat toți, făceam, am făcut în 5 minute unitate militară. Toți afară din camere și aveam o anexă mică. Și acolo ne-am dus să ne culcăm. I-o primit, zice, tata pe musafiri. I-o băgat în cele două camere și auziți? A doua zi de dimineață, sâmbătă, s-o trezit tati și pe când ne-am trezit noi, mielul era tăiat. Și-o întins tata o masă mare și-o chemat toți musafirii. Noi trebuia să stăm în spate undeva, să nu cumva să-i deranjăm. Ne uitam, zice, prin gard, ne uitam la ăștia cum ne mâncă mielul. Și-o zis, cumnate meu, ne suferiți de timișoreni și de pocăiți. Ne-ați mâncat mielul, s-o pus el la masă, au mâncat toți 10, zice. Vai ce supărat, am fost și pe pocăiți, și pe tata, și pe ospitalitate, și pe toate. Povestea cumnatul meu, toți au mâncat. O plecat, Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă... Ăștia plecat mai departe la Timișoara. Noi supărați toți, supărați, supărați. După o oră, auziți? După un ceas, zice, ne-am dus noi, după ce au plecat, îi rodeam pe oase pe acolo, ce-am mai prins noi, resturile. Plângeam după mielul ăla, toți cu lacrimi în ochi. Tati ne-ai promis, eu, lasă, zice, că Domnul va purta de grijă. Dar au zis, ne-am dus în camere, cele două camere, unde stăteam 10 copii. Și au zis, zice, când am luat pernele, când am ridicat pernele, ne-am speriat. Pentru că erau vreo câteva mii de lei. Cum ar fi, poate, în banii noștri, vreo 70-80 de milioane astăzi. Erau superne bani puși. Nu ne-a luat un miel, mai că ne-a luat o turmă atunci. Dar o zice, am învățat un lucru. Am învățat un lucru de la tata, mi-a povestit cu natul meu și vreau să vă spun că el face la rândul lui asta astăzi, când l-a binecuvântat Dumnezeu în centrul radic o casă pe cumnatul meu și pe sora mea. Au două camere pentru musafiri. O zis, bă, astăzi de musafiri. Întotdeauna asta va fi deschisă. 24 dorel, 13 stor. Când cineva nevoie, sună-mă. La două noapte, dacă trece ceva pe noapte, probleme, sună la cumnatul meu. Deci am învățat un lucru, că trebuie să fiu consecvent în aduce jertfă lui Dumnezeu. Pentru că spun încă o dată, toți suntem pocăiți de vremuri bune. Dar, dragii mei, ce spune Dumnezeu? Eu vreau să-mi aduc totdeauna o jertfă. Eu vreau să mă lauzi întotdeauna, eu vreau să proclam numele lui Dumnezeu întotdeauna. Trebuie să fii consecvent în a aduce jertfă înaintea lui Dumnezeu. Ce jertfă primește? Care jertfă e plăcută lui Dumnezeu? Dumnezeu se uită la cel care jertfește mai mult decât la ceea ce jertfește. Dumnezeu se uită mai apoi la consecvență. Cât suntem de consecvenți? Și un al treilea lucru, dragii mei. Și la ce se mai uită Dumnezeu? Dumnezeu se uită la costul jertfei noastre. Dumnezeu se uită la condiție. Dumnezeu se uită la consecvență. Și trei, Dumnezeu se uită la costul jertfei noastre. Dumnezeu se uită la costul jertfei noastre. Știți? Am auzit de foarte multe ori replica asta. Fraților, Dumnezeu e cel mai scump lucru din viața mea. Sună fain. Dar vreau să vă întreb un lucru. Oare de ce, dacă Dumnezeu e cel mai scump lucru din viață, cel mai prețios lucru din viața noastră e Dumnezeu, de ce atunci ceea ce noi facem în numele Lui e așa de ieftin? Știți? Când nu ne mai trebuie o cămașă și-i ruptă, frate, în numele Domnului. O pereche de pantofi, când nu ți mai trebuie și-o spraf, na, în numele Domnului. Și noi spunem, Doamne, Tu ești cel mai scump lucru. Doamne bun, dacă Dumnezeu pentru mine e cel mai scump lucru, de ce atunci ce facem în numele Lui e așa de ieftin? De ce ne costă așa de puțin? Știți de ce? Pentru că vreau să vă spun un principiu pe care l-am învățat de la David. De ce e David un om după inima lui Dumnezeu? 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 21, vă rog să ascultați puțin textul ăsta. Zice Biblia că Arvana a zis, pentru ce vine? David, spune cuvântul lui Dumnezeu, a venit la Ravna într-o zi. Dar cine era ăsta? Cum era? Iebusitul. Vă rog să țineți cont detaliul ăsta. Iebusiții, dragii mei, erau practic o popor străin în poporul evreu. Erau musafiri, dacă vreți. Erau oameni care n-aveau cetățenie. Dar zice Biblia că într-o zi David a venit la omul acesta. Și David a răspuns, pentru ce am venit? Ca să cumpăr de la tine aria. Spune aici, să cumpăr de la tine aria și să tidesc în ea un altar Domnului ca să înceteze urgia aceasta de peste popor. Aravna a zis lui Dumnezeu, să ia Domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jertfele care îi vor plăcea, verzi, boi și vei, zice, aduce pentru ardere de tot și carle cu uneltele vor ține loc de lemne. Aravna, zice, a dat împăratului tot. Și Aravna a zis
împăratului. Domnul Dumnezeul tău să te primească. Dar împăratul a zis lui Aravna și ce a zis? Vă rog să se sizați. Nu. Ei nu întrebă nimic gratis. Ascultă aici. Aravna, ține banii ăștia. Tu ești împărat, eu sunt străin aici, eu mă bucur că ai venit, eu îți dau cu drag. Nu, nu, nu. Ascultă aici. Nu vreau să o cumpăr de la tine cu preț de argint. De ce? De ce? Și nu voi aduce Domnului, Dumnezeului meu ce? Arder de tot care ce? Nu. Eu nu voi sacrifica ceva ce nu mă costă. Ascultă aici. Ține banii și de ce? Pentru că eu vreau ca jertfa mea să mă coste. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, primește, ascultați-mă, jertfa noastră când ne costă. Poate veți spune, a, asta e despre bani. Nu, nu, nu. Vreau să vă spun ceva. Dacă știu că trebuie să slujesc duminică și trebuie să predic înaintea oamenilor, trebuie să mă coste cel puțin 2 zile să stau deoparte, să nu mă duc la amvon și hai să văd ce ne dă Domnul. Tot același lucru îți dă fiecare dimineață. Și ce să fac? Să stau să postesc, să stau să mă rog, să stau să citesc, să primesc călăuzire de la Dumnezeu. Dacă trebuie să cânt, și ce să fac? Ce trebuie să mă coste? Să stau să fac repetiții. Să sune cel mai bine pentru Dumnezeu. Dacă trebuie să dau ceva, să mă implic în ceva, să mă coste timpul meu, să mă coste bani, dacă trebuie să mă coste efort, să transpir și de ce? Pentru că o fac pentru Domnul. O fac pentru Domnul, nu o fac pentru oameni. Și Dumnezeu merită tot ce-i mai bun. Dumnezeu merită tot ce-i mai bun. Dumnezeu merită cel mai bun timp al meu, nu merită Dumnezeu. Ascultă-mă, să mă coste rugăciunea mea. Ce te costă rugăciunea ta dacă tu te rogi plictisit la 12 noaptea când te culci 5 minute și adormi pe pat? Dă-i lui Dumnezeu cel mai bun timp! Da, timpul când stai la cafea, un ceas și vorbești toate lucrurile, dă-i timpul ăla lui Dumnezeu, cel mai bun timp din zi, dă-i lui Dumnezeu! Că merită Dumnezeu asta! Nu, zice, vreau... Și zice, vreau să o cumpăr de la tine. Și fiți atenți, pe o jertfă care îl costă pe David, știți ce se întâmplă mai târziu? Vă rog să sesizați ce se întâmplă mai târziu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că după moartea lui David, știți ce s-a construit pe țarina aceea? Știți ce s-a construit? Templul lui Dumnezeu. Templul peste care s-a coborât slava lui Dumnezeu. Pentru că e un sacrificiu la mijloc. Nu doar sacrificiul lui Dumnezeu, ci și sacrificiul nostru. Vrem oare ca Dumnezeu să primească închinarea noastră? Atunci trebuie să ne coste. Pentru că zice Pavel în 1 Corinteni capitolul 13, fiți atenți, a venit o probă a focului. Vine o probă, vine o zi a focului, zice Dumnezeu. Și zice, unii aduc lemne, alții fână, alții trestie, alții paie, dar alții, zice, pe de altă parte, unii clădesc ce? Aur, argint, jupetre scumpe, adică aducă lucruri de valoare, lucrurile te costă, fânul nu te costă, trestia nu te costă, paie nu te costă, ar repede, dar nu rămâne nimic! Dar astea te costă. Și ce Dumnezeu va primi răsplată. Când te costă, e și răsplată. Vreau să închei cu imaginea asta, știți de ce? Pentru că m-am mișcat puternic. Am crescut în biserică ca și mulți dintre dumneavoastră și am auzit de atâtea ori povestea lui Avram, care Dumnezeu îi poruncese să-l ducă pe cine? Pe Isaac, jertfă. De atâtea ori am citit pasajul ăsta și am trecut peste ceva ce, ascultați-mă, n-am sesizat. Vă rog să sesizați însă detaliul ăsta. Recunosc, târziu l-am descoperit. Știți ce am crezut? Eu am crezut, dragii mei, da, Avram, Dumnezeu îl încearcă pe Avram, Avram îl ia pe Isaac, are un copil mic, îl duce și când să-l aducă jertfă, Dumnezeu spune, oprește-te, gata, am văzut că ești pocăit, gata, uite acolo animalul ca de jertfă și totul se încheie cu happy end. Vreau să citesc numai versetele astea și vă rog să sesizați împreună cu mine un detaliu. Geneza 22:1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot. Acolo, pe un munte pe care îți voi spune. Avram s-a sculat dinzi de dimineață,
a pus pe șoaua de măgare, a luat cu el două slujbi pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot, a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slujilor sale, rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul ne vom duce până acolo și ne vom închina și apoi ne vom întoarce la voi. Versetul 6, Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și le-a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac a vorbit tatălui său. Avram a zis, tată, ce este, fiule? I-a răspuns, Isaac a zis, tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Domnul însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul care îi spusese Dumnezeu, Avram ce a făcut? A zidit un altar. Ce a făcut? A așezat lemnele. Ce a făcut? Nu fiți atenți. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Știți ce am crezut ani de zile? Eu am crezut că Isaac era un copil de vreo 3-4 ani. Ascultați. Și l-a legat. Stai aici. Știți ce n-am înțeles însă? Și am înțeles mai târziu. M-a luminat un om al lui Dumnezeu, Zac Punan. În momentul în care Avram urcă pe munte cu Isaac, Isaac avea cel puțin 18-19 ani. Era dita mai vrăjganul. Știți cum era Avram, bătrân? Știți unde e detaliu? Fiți atenți. Avram a luat, versetul 6, vă rog să-l puneți, a luat lemnele pentru arderele tot și le-a pus unde? Unde le-a pus? Ăsta era tare. Pentru că trebuia ardere de tot. Și nu mergeau trei vergele acolo, trei vreascuri, trebuiau dita mai lemnele. Și cine le-a dus? Spinarea lui Isaac. Știți cât era Isaac? 19-20 de ani pe acolo undeva. Ce duce Avram? Focul și cuțetul. Nu, acum, bun, hai să mergem mai departe, în vârful muntelui. Unde-i jertfa? Fiule, tu ești. Nu, acum spuneți-mi dumneavoastră, din 100 de copii, cum ar fi reacționat 99 de copii de 19-20 de ani și cu un tată bătrân, care abia urcă pe munte? Glumești, nu? Tu te mă vezi de treabă. Eu am plecat. Eu zis Avram, fiule, tu ești, așează-te, pune-te, că trebuie să te leg. Și eu zis Isaac, tate, ți-a zis Domnul? Da. Dacă ți-a zis Dumnezeu, aici, leagă-mă. Știu ce m-a mișcat aici. Așa l-a crescut Avram pe Isaac, cu frică de Dumnezeu. Încât Isaac a înțeles un lucru, bă, tata, când e vorba de Dumnezeu, sacrifică tot. Când e vorba de Dumnezeu, tata sacrifică tot. Eu le iau pe tata în serios. Știți când o să ne ia pe noi copiii noștri în serios? Când o să înțeleagă că noi pentru Domnul suntem în stare să facem orice. Când o să înțeleagă copiii noștri că eu pentru Dumnezeu duminica nu stau acasă să mă întorc de pe o parte pe alta, că trebuie să-mi iau trei colebiluri, că nu știu cât am stat, nu știu pe unde am umblat. Când o să înțeleagă copiii mei că pentru mine ziua Domnului, ziua Domnului, o să mă ia în serios și o să vină și ei la biserică. Când o să înțeleagă copiii mei că pentru mine rugăciunea, timpul meu personal de o oră pe zi acolo în o dăiță, e o dăiță și nu mă deranjează nimeni, atunci o să ne ia în serios. Și o să ne asculte. Isaac a înțeles, bă, tata, când e vorba de Dumnezeu, sacrifică totul. Cu tata nu merge. Când e vorba de rugăciune, tata e rugăciune, pe tata n-am cum să-l chem. Eu nu mă pot duce pe-n par, la plimbare, la distracție, pentru că știu că de la 9 la 10, tata se roagă. Eu știu că mața nu pot să mă duc, pentru că știu că e ziua de post al lui tata și tata în ziua de post postește. Doamne, ajută-mă
Și mă rog lui Dumnezeu, vă spun să ce, mă rog, Doamne, ajută-mă să-mi cresc copiii, am trei băieți, ajută-mă, Doamne, să-i cresc și să le implim mentalitatea asta, să înțeleagă că pentru mine, numai că-s popă și pastor, cum zic unii, și că vorbesc de la amvon, vreau să înțeleagă că ceea ce spun și fac. Și când spun că Dumnezeu e cel mai important pentru mine, cel mai important lucru din univers, că pentru mine Domnul e atât de important că sacrific orice și dacă trebuie și tabieturile mele și hobby-urile mele și orice pentru Domnul, sunt în stare să sacrific orice, oricât de mult m-ar costa, sacrific, pentru că e vorba de Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm Domnului astăzi. Și de ce? Pentru că vreau să ne rugăm Domnului, spui, Doamne, nu știu cât de mult ai primit până acum jertfa mea. Doamne, am mai cântat, am mai strigat pe aici, am mai făcut, am mai adus, am mai dat și unii 100 de lei numele Tău, dar Doamne, știu ceva, nu m-a costat cu adevărat. Doamne, n-am făcut-o consecvent, am făcut-o numai amuz 2 ani, când mi-a mers bine, acum gata, am zis, gata, nu mai fac nimic, să se mai implice alții, să se mai ducă alții. Doamne, iartă-mă că n-am fost consecvent în a mai aduce jertfă. Îți atâția oameni care au făcut făgăduințe, Doamne, voi fi, Doamne, îmi dau dărnicia, mă implic, Doamne. Și numai o leacă, nu mai ai avut o săptămână bani și o zi, gata, nu mai fac nimic. Dumnezeu se uită la condiția ta, Dumnezeu se uită la cum e în inima ta, mai mult decât ce ai în inimă, Dumnezeu se uită la ce e în inima ta, decât ce ai în mână și ce dai. Doamne, primește jertfa noastră. Aș vrea să strigăm înainte lui Dumnezeu seara asta, Doamne, primește jertfa mea, primește jertfa mea. Știți ce jertfă ne-a dat Tatăl? Zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și ce jertfă a dus Dumnezeu, că l-a dat pe singurul lui Fiu. Asta e jertfa pe care l-a dat-o Tatăl. Ne l-a dat pe Fiul, pe Iisus Hristos. Aș vrea în seara asta să te rogi împreună cu mine, Doamne, vreau să mă jertfesc, vreau să primești jertfa gurii mele, vreau să primești închinarea mea, vreau să primești rugăciunea mea, vreau să primești postul meu, vreau să primești dărnicia mea, primește-mă, Doamne! Vreau să aduc jertfe plăcute lui Dumnezeu! Ai vrea să te rogi pentru asta? Haideți să o facem împreună în seara asta și să cerem de la Domnul, Doamne, primește jertfa noastră! Numele Tău cel Sfânt, Doamne,